ziua fericită a nunții voastre în casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe voi și pe toți cei ce suntem aici. Amin. Amin. Vă salutăm pe toți cu bucurie, cu încă frumosul și tradiționalul salut, Hristos a înviat! Fiți bineveniți și binecuvântați astăzi la sărbătoarea frumoasă a celor doi, a familiei, a prietenilor, a bisericii. Și salutăm cu bucurie pe toți musafirii casei Domnului. Unii dintre noastre sunteți poate prima dată în locul acesta, Domnul să vă binecuvinteze și vă așteptăm în fiecare ocazie când veți dori. Noi avem aici servicii divine dimineața, duminică și seara de la ora 6 și peste săptămână Domnul să dea har peste timpul care vom avea în continuare în închinare și în această slujbă duhovnicească. Salutăm cu bucurie familiile Mirilor, familia Codrea venită de la Ciurgiu, o să-i rog să se ridice. Domnul să-i binecuvânteze, îi aplaudăm, da? De asemenea, familia Vernescu, bucureșteni, alături de noi aici. Părinții Petre, Domnul să-i binecuvânteze. Împreună cu sora Ozane, cu Iulia. Și, de asemenea, salutăm prietenii care au venit să se bucure la sărbătoarea lor din diferite locuri, din diferite biserici. Domnul să vă binecuvinteze. În deosebită bucurie ne face să-i avem ca invitați pe slujitorii care ne vor împărtăși gânduri frumoase legate de familie din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de fostul păstor al lui Paul, pentru că Paul vine de la Giurgiu, Viorel Dumitru, împreună cu familia. Domnul să-l binecuvinteze, o să rog să se ridice împreună cu familia să-i vedem. Așa. Vă mulțumim că ați venit. Prima dată în formula aceasta completă, sper să nu fie și ultima. Și Domnul să binecuvinteze Biserica din Giurgiu. De asemenea, amin. Florin Stoica, împreună cu familia, o să-i rog și pe el să se ridice. Este păstorul bisericii din Militar, Biserica Iisus Mântuitorul. Haide, ridică-te și tu cu soția și copii. Îi cunoaște și pe ei, Domnul să binecuvinteze. Este tot giurgiuvean. Probabil că ăsta a fost și motivul pentru care a ales în felul acesta slujitorii care să propodească cuvântul la nunta lui Paul și Ozana și ne bucurăm. Fie ca ceea ce vom auzi aici să fie un prilej de bucurie și Domnul să dea har peste închinarea și mărturia frumoasă în cântare și în cuvânt. Sunt un grup de interprete aici și au mai fost la noi în biserică. Domnul să le binecuvânteze și pe ele, tinerii vor avea și ei câteva cântări. Fie ca în toate acestea, Dumnezeu să fie înălțat și inimile noastre să se bucure în această sărbătoare. Amin. Amin.
bucur să fiu cu voi în ziua aceasta frumoasă. Mă bucur pentru ziua specială lui Paul și a Rozanei. Aș vrea să citesc un text din Sfânta Scriptură, din Eclesiastul, voi citi capitolul 5, de la versetul 9 până la 12. Rămânem așezați și o să dau citire textului. Mai bine doi decât unul, căci au plată cu atât mai bună pentru munca lor. Deci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită între ei nu se rupe ușor. Amin. Amin. Aici suntem oameni căsătoriți și oameni necăsătoriți. Este bine și pentru noi și pentru alții să reflectăm la cuvintele acestea care înțeleptul Solomon le-a spus, și anume, Solomon spune că atunci când te căsătorești sunt anumite utilități, adică lucruri care ajută. Interesant că toți tinerii își dau seama de treaba asta. Și majoritatea tinerilor așa spun când se căsătoresc, domnule, într-adevăr, mai bine doi decât unul, iau plată mai bună pentru munca lor, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, într-adevăr sunt niște beneficii substanțiale, extraordinare. Știu că și voi v-ați gândit la asta. Acum, știți care este dilema? El zice așa, domnule, e bine să mă însor. Deci o să mănânc o mâncare mai bună. Asta e lucru. Surorile, femeile, totdeauna gătesc mai bine. Și el are dreptul să gândească așa, domnule, de acum s-a terminat cu mâncarea repede, rece și așa mai departe. Ea va zice, domnule, e bine să mă căsătoresc. Zice, el o să mă susțină, o să mă întrețină și în toate felurile se poate gândi. Acum, știți ce se întâmplă dacă el zice, las că e bine să mă căsătoresc, ea o să-mi facă treburile astea. Ea de partea altă zice, domnule, e bine să mă căsătoresc, el o să facă treaba asta. Și fiecare așteaptă, știți? Se face dimineața și așteaptă fiecare să vadă ce dă celălalt, știi? Ăla în patul lui, el în patul. Nimeni nu face nimic. Și asta este, să știți, de multe ori fiasă. Atenție la treaba asta. Cum trebuie privit acest text din Scriptură? Într-adevăr, este o utilitate mare atunci când te căsătorești. Caută să dai tu. Nu te gândi, mă căsătoresc, o să-mi dea el. Nu, caută să ajuți pe celălalt. Scriptura spune că cea mai mare poruncă pentru noi oamenii, pe orizontală, este să ne iubim unul pe altul, să ne iubim unul pe alții. Ce înseamnă să dai? Să iubești. Să nu să dai. Vedem definiția dragostei la Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Noi când iubești, cunoști că iubești pe cineva, după cât dai. Nu știți asta? Nu, aprecierea nu iubire. Aprecierea este slava lui Dumnezeu că a creat un lucru așa frumos, sau ceva măreț. Dar iubirea înseamnă cât dai. Cât dai. Dacă el își iubește soția, el mâine de dimineață, când se scoală, se gândește ce poate să-i dea. Să-i oferă. Dacă ea își iubește soțul, mâine dimineață se gândește ce poate să-i dea. Și fraților, așa ajungem să împlinim ceea ce spune aici Scriptura prin Solomon. Mai bine doi decât unul. Trebuie să ne gândim, să dăm atenție, niciodată să nu contorizați. Eu am dat, ia să văd, ia cât îmi dă. Eu am făcut, ia să văd, ia cât îl face. Nu, asta e Sfânta Fiecare. Mai bine să dai decât să primești. Mai bine să fii pe plus. Să dai tu mai mult, dacă se poate, e mai puțin. Adică să vă treceți treaba asta. E tu cauți să-i faci lucruri mai mari decât să-i face ea. Și tu nu te lăsa mai pe jos. Caută și tu. Ai resursele tale. Și ce trebuie să facem, fraților, este să ne uităm la Adam. Vă spun, toți oamenii se gândesc la lucrurile acestea. Toți le știu, toți le apreciază. Aici apare dilema. Unii așteaptă și dau încercuri și dau probleme. Da? Și divorțul tot aici fiind, aștept, domnule, aștepta 5 ani. Sunt 5 ani, domnule, nimic s-a întâmplat. Nu aștepta că nu e nimic. Dacă iubești, dai. Nu aștepta. Și atunci lucrurile se completează și dragostea se înmulțește în casă, în familie. Un alt lucru pe care spune aici Solomon este privire la, apare un număr în plus acolo la cei doi. Dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să stea împotriva și unii împletită între ei, nu se rupe ușor. Trei, îndăsăriți doi, ce caută la treile? Nu-i povab, nu-i frastorul. E vorba de Dumnezeu. Pentru că cel care a instituit căsătorie este Dumnezeu. În Geneza se spune prima dată despre căsătorie, Dumnezeu după acela care a pe Adam, care a apoi pe Eva, imediat a instituit căsătorie. Biserica este instituție târzii. Biserica e prima instituție creată de Dumnezeu. Și între cei doi este Dumnezeu.
Și acum vreau să vă zic un lucru foarte important. Măcar că lumea crede treaba asta, fericirea nu vine din familie. Vă zic ceva, fericirea nu vine din familie. Fericirea, într-adevăr, este experimentată în familie. Dar izvorul fericirii este în altă parte de familie. Izvorul fericirii este în Dumnezeu. Vă zic, lumea aceasta, viața aceasta, chiar familia, fără Dumnezeu, este femeie, care conține bucurii și consumă de ele. Dacă nu ai pe Dumnezeu, sens în viață, nu găsești motiv. Dacă nu ai pe Dumnezeu, viața aceasta e o fiasă. Nu e ceva ce trebuie. Dacă ești și zici, vreți de lucru, Solomon, cel care scrie cuvintele acestea, spune le-a cercetat pe toate. Deșertăciune și goană după vânt. Să nu credeți că scoate familia de acolo. Și ea. Dar dacă este Dumnezeu, atunci familia poate să devină cea mai mare împlinire. Și acum de aia spune și Scriptura, funia plătită în trei nu se rupe ușor. Căutați să vă găsiți împlinirea și fericirea în Dumnezeu. El este preotul familiei. În place de Paul, Paul să știți un om foarte spiritual. Dacă va sluji aici, vale, va avea de câștigat. Tu să te întâlnești cu Dumnezeu. Îți iei de acolo putere, îți iei de acolo viziune, îți iei de acolo energie. Și o dai în familie. Nu căuta la ea energie pentru ceea ce faci. Și ea are o energie pe care ți-o poate da. Da? Are ea putere, personalitatea ei și tot ce are ea îți poate da. Dar sursa trebuie să fie Dumnezeu. Sursa fericirii voastre este în Dumnezeu. Ia, tu să te întâlnești cu Dumnezeu. Când va fi greu, vei vedea. Oamenii au greșit. Și el și invers. Dar amândoi. Nu suntem perfecți. Nu suntem oameni perfecți. Ce faci în momentele acelea grele? Nu. Am auzit că unii știți psihologia. Noi nu mergem cu psihologia. E bună. Trebuie să știi să o folosești. Dar noi mergem la Dumnezeu. Când apare o problemă, nu. Hai să ne întâlnim. Hai să discutăm. Hai să ne... Păi de ce să vorbești cu o mașină stricată, să zicem? Dacă mergi la serviciu undeva să strică o mașină, ce să tot te uiți la ea? Trebuie să iei o piesă nouă ca să rezolvi. Când apare o problemă între oameni și acolo copii de voi doi, de cei doi soți, mergeți la Dumnezeu. Că dacă e la Dumnezeu, nu obții iertare, vindecare, restaurare, discuțiile în familie se pot lungi. Știți, nu, de ce alte divorțuri și ce alte probleme în familie? De aici vin. Nu, să tot caută să rezolve un lucru. Dar nu să rezolvi. Că resursa e sus. Resursa nu este nouă. Resursa e la Dumnezeu. Și de aceea spun că sursa fericirii voastre este în Dumnezeu. Paul să se întărească Dumnezeu și să ofere putere, căldură, înțelepciune de la Dumnezeu în familie. Ia să se mire, Doamne, dar nu părea asta în Paul. Ia să se fi trezit cu oră, dacă se poate mai devreme, să fi rugat, să fi studiat. Și când începe ziua, Paul să o ia în brațe pe soția și pe Ozana și așa să începe fiecare zi. Să știți că sursa bucuriei voastre, fericirii voastre este în Dumnezeu. Și el la fel. Când va fi greu, când voi avea nevoie, materiale, spirituale, sociale, de tot soiul, voi să vă întâlniți în Dumnezeu. Că dacă depindem de aceste resurse omenești, atunci sunt vulnerabili. Nu știți, o să învățați și știți că sunteți maturi. Viața nu este simplă, mai ales în vremurile de lume. Da, cu Dumnezeu, fraților, viața este mai mult, în El avem mai mult decât ne trebuie. În El avem totul de plin. Așa că nu ne temem de orice ar veni, de orice s-ar întâmpla. De ce? Îl avem pe El în noi. În noi, în viața noastră. Și dacă veți avea pe Dumnezeu în familia voastră, vă veți ruga, ieșiți, obișnuiți să vă rugați pe Domnul. Nu mai simplu. Știu că este bine, trebuie să aveți fiecare intimitatea voastră cu Domnul, dar căutați să faceți asta și pe Domnul, să vă rugați. Eu știu, în caz care nu este chiar foarte bun, e bine și așa, că soții sunt credincioși. Era doi bătrâni care, domnule, credincioși, și unul și altul credincios în biserică. Și eu mărturisea că mergeam în vizită la dâns și când el pleca în bucătărie și rămâneam doar cu sora, în vârstă. Zicea, frate, nu e niciodată problemă. Noi nu stăm, nu știm nimic prea niciodată. Când venea, nu mai zice nimic. Când venea soțul, gata, să oprea discuția așa, păi zice, domnule, nu-i bine, nu știu ce se întâmplă cu viața asta spirituală. Uniți-o, uniți-o, împreună să dușiți pe Dumnezeu. E clar, știu că o să vedeți diferențe de cum citiți Biblia fiecare. Lui îi place să citească Biblia poate la rând. Ia presărit. Lui îi place teologia sistematică. Ei poate altceva, închinare. Dom'le, e adevărat că avem daruri diferite. Dar uniți la un moment dat resursele voastre spirituale. De ce? Ca să îl lăudați pe Dumnezeu cum să vă închinați. Și ce vreau să vă zic este că resursa familiei este în Dumnezeu. Noi vom fi tari și vom trece peste orice obstacol. Nu datorită nouă. Nu datorită nouă. Și datorită lui Dumnezeu. Și atunci când noi ne vom înrădăcina bine, va fi ferice de familie, ferice de copiii noștri după noi și de viața noastră. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
voi să-i spuneți lui Iisus și necazurile și durerea, fiind singuri în măsură să-și reverse mângâierea. Iar iubirea, care este un fragment din infinit, va veghea să mergeți bine cu căminul împlinit. Rămâneți pe calea strântă, tot în strai de sărbătoare, să se vadă în jurul vostru o pereche încântătoare. Rămâi, scumpa noastră soră, să-ți urmezi alesul mire, chiar de-ar fi să plângă unii pentru această despărțire. Avuturul, spura.
să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca. Capitolul 24, de la versetul 13, vom citi până la versetul 31. După citirea cuvântului Sfânt, cu îngăduința dumneavoastră, am să rog un frate de la Giurgiu să ceară binecuvântarea Domnului, să rostească o rugăciune de binecuvântare pe fratele Cristi Om. În aceea zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se pe ei. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe ei nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. De când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Amin. Sunt bucuros și eu să vă salut cu cel mai frumos salut care s-a auzit vreodată în cer și pe pământ. Hristos a înviat! Mă bucur și binecuvântez pe Domnul că, iată, am ajuns această zi de mare bucurie și sunt onorat să predic la nuntă, la nunta lui Paul și a iubitei lui soții, Ozana. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Nu știu cum va putea el vreodată să strige pe soția lui, că el, de fapt, în expresia asta, Ozana, e o laudă la adresa lui Dumnezeu. Foarte inspirat cine i-a pus numele. N-am avut inspirație să fi dat și la fetele mele, așa? Adică ce să strigi pe aia, că spui slavă ție, Doamne, mântuiește-ne, Doamne, și expresia conține și dorința de a aduce pace. Domnul să-i binecuvinteze. Bunul meu prieten și coleg, fratele Vali, m-a prezentat ca fostul păstor a grupului, dar ca actual păstor al familiei Codre. Eu sunt păstorul familiei Codre. Mulțumesc! Domnul să mă binecuvinteze. E interesant cu Giurgiuvenii astăzi. Fratele Paul s-a născut în Giurgiu. Fratele Florin, colegul și prietenul meu, este giurgiuvean. Iar fratele Valeratu, la origine, este tot din județul Giurgiu. Iar culmea, astăzi, 23 aprilie, este ziua municipiului Giurgiu. N-am vorbit cu primarul că probabil îți transmitea ceva. Așa că și eu, prin forța împrejurărilor, sunt giurgiuvean. Am citit un text
Și probabil că unii dintre dumneavoastră veți spune ce fel de text este ăsta pentru o nuntă. Acum, dacă ceva poate nu va conveni sau nu se va potrivi, luați ca și o predică de actualitate. Pentru că suntem în perioada aceasta când ne amintim de moartea și învierea Domnului Iisus și, practic, astăzi suntem și în Duminica Domnului. Și eu aș vrea să vă spun câteva gânduri din ceea ce Domnul mi-a descoperit din textul acesta. Mi-a fost foarte greu, pentru că atunci când ai înainte un aproape absolvent de teologie, mai sunt și colegii păstori, e o provocare să găsești un text și un mesaj potrivit. Mesajul meu de astăzi spune față în față cu necunoscutul. Sau de față cu necunoscutul. Avem astăzi o situație specială. Este o nuntă și e ceva care cei doi nu s-au mai întâlnit până acum. Să-i ajute Bunul Dumnezeu să rămână tot așa. Domnul să vă binecuvinteze. Primul necunoscut este omul. Un om necunoscut. Doi merg pe un drum și se alătură un al treilea. Un necunoscut. Cine este necunoscutul de astăzi? Cine ești tu, Paul, astăzi? Mi-aduc aminte și deja anunțile anumitor persoane mă fac să mă uit, vorba tatălui tău, Cristi, când spune, mai uită-te, popă, mai uită-te și în buletin. Și mă uit în oglindă și spun, băi, când eu am ajuns în Giurgiu, Paul era la copii. Paul a crescut în biserică. A fost și a rămas un copil iubit al bisericii. El a fost primul din familia lui care a venit la biserică. După aceea a venit restul familiei. Nu-i spune să nu se mândrească, dar prin el, practic, a venit familia la Domnul. Și astăzi sunt bucuros și onorat să fiu la nunta lui. Domnul să-l binecuvinteze. Îl iubește pe Domnul din pruncie. Și am zis, cum copilul ăla a crescut băiat mare, a devenit bărbat și astăzi ajunge și om însurat. Nu l-am cunoscut așa și probabil că noi păstorii ne e mai greu uneori să relaționăm cu aspectele acestea, pentru că sunt copiii care au crescut practic sub ochii noștri. Dar trebuie să acceptăm această nouă realitate. Cine este soțul, bărbatul, capul familiei? Domnul să te binecuvinteze. Să fie așa. Și adu-ți aminte ce spune în Geneza. Va lăsa omul. Va lăsa omul. Pe tatăl său, pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Ăsta este Paul. Sau ăsta trebuie să fie soțul, bărbatul ideal. Cel care lasă. Cel care lasă de la el ca să pătrundă lumina lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Merită să iubești un astfel de bărbat care totdeauna se va lăsa la dispoziția lui Dumnezeu. Cum te vom cunoaște noi de acum încolo? Cum te va cunoaște soția ta? Cum te va cunoaște Dumnezeu? O cântare de-a noastră frumoasă spunea, Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus. Nu după haina care ai purtat-o, frumoasă haina de astăzi, ci după crucea care ai dus. Domnul să te binecuvinteze, să te ajute să ai o cruce ușoară și binecuvântată, purtată de Dumnezeu.
față în față cu necunoscutul. Dar nu doar Paul este în elementul acesta de necunoaștere și Ozana, slavă lui Dumnezeu pentru numele acesta frumos. Cine este ea? Ea este mireasa. Mireasa ta iubită, cu care vei merge în același ritm. Foarte important să vă păstrați ritmul. Să fiți așa fericit încă o dată cântări extraordinare. Trebuie să vă chem o dată la Giurgiu să cântați. Foarte frumos. Dar ați văzut ce armonie? Ce armonie? La voi trebuie să fie un duet. Uneori, în familie, lucrurile se transformă într-un duel. Duelul înseamnă care să-l atingă primul. E un duel așa. Atinge. La noi nu se atinge cu palma. La pocăiți nu se atinge cu palma. Dar se atinge cu... cu vorba. Ați văzut că știți? Cine a spus? Se atinge cu vorba. Nici așa să nu fie. Vorbirea voastră să fie cu har. Dreasă cu sal. Vorbiți între voi cu sal, cântări de laudă. El este un bun cântăresc, să știți. Domnul să-mi binecuvinteze. Să fiți un duet. Să căutați să vă armonizați. Să păstrați ritmul. Nici unul mai înainte, unul mai înapoi, să fiți în același pas. Așa cum ați intrat astăzi în casa Domnului, așa să mergeți pe calea vieții voastre. Domnul să vă binecuvinteze. Ea este luată de lângă voastră. Știi lucrul acesta, ai învățat și la teologie. Ea trebuie să-ți rămână întotdeauna lângă inimă. Chiar dacă este vasul mai slab, vasul mai slab însemnând mai multă grijă și permanentă atenție. Să știți întotdeauna unul de altul. Să știți. Să comunicați. Să țineți legătură. E foarte important. Astăzi nu mai este atât de greu să ții legătură. Cu ani mulți în urmă nu aveam telefon mobil. Am mers la o ședință cu păstorii și după aia cineva ne-a invitat la o masă și am mai întârziat. Eram cu un alt coleg păstor. Și în loc să ajung la ora care aproximativ acasă, normal că s-a prelungit. Și soția mea întreabă unde e. Era la 250 de kilometri departare. De ce nu vin? Unde să sunt? Ce să faci? Te rogi la Dumnezeu. Până la urmă am sosit acasă și ea era foarte îngrijorată că unde a fost, eu fusesem la o masă cu colegii păstori. Voi să știți unul de altul. Să știți unul de altul. Să comunicați. E foarte important lucrul acesta. Cine e străinul? El? Ea? Sau Domnul Iisus? Uneori, pentru familie este un străin. E un străin. De ce să se bate în viața noastră? Ne știm regulile, ne-am stabilit principiile, știm noi foarte bine ce avem de făcut. Sunt doi tineri frumoși, deștepți, hotărâți în viață. S-a spus și mai devreme, vorbea fratele păstor Florin despre să citiți împreună Scriptura. Nici noi n-am citit așa de la început Scriptura. Dar cu timpul, ce s-a întâmplat? Ca să citesc, eu am nevoie de ochelari. Soția mea, fiind mai tânără, n-are nevoie de ochelari. Și știi că se recomandă să mai citească cineva textul, să-l auzi. Că așa îți vorbește Domnul și când auzi textul. Și eu am găsit modalitatea asta. O mai pun pe soție câteodată să-mi citească ea textul. Și eu ascult textul și în felul ăsta și citim împreună. S-o pui pe soara să-ți citească textul. Să citiți împreună. E important lucrul ăsta. Să nu fie un străin Domnul pentru voi, în viața voastră. Poate că nu e chiar străin. Poate este un prieten bun. Cel mai bun prieten al tău de acum, Paul, este soția ta. Cel mai bun prieten pentru tine, soră, de acum este el.
Pentru că dacă și Domnul este doar așa un prieten bun, știți că prietenul, oricât de bun ar fi, prietenul mai vine, dar mai și pleacă. Domnul Iisus nu este prietenul care mai vine și pleacă. El este Domnul. Și așa trebuie să rămână. Să-L cunoașteți pe El ca Domn și Stăpân al vieții voastre. El vă știe foarte bine. Și dacă vrei să știi cine este Paul, nu trebuie să întrebi pe nimeni. Nici familia, nici pastorul care a fost, nici fratele. Stai lângă Domnul Iisus. Că cel mai bine pe El îl știe Domnul. Și tu, Paul, la fel. Cel mai bine și cel mai bine pe soția ta o cunoaște Domnul. Stând amândoi lângă Domnul, în felul acesta, cunoscându-L pe Domnul, vă veți cunoaște mai bine unul pe altul. Vă veți cunoaște în Domnul și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Omul necunoscut. Al doilea necunoscut este drumul. Drumul neștiut. Voi ați avut multe drumuri până aici. Dar de acum încolo, drumul acesta e un drum nou pe care n-ați mai fost niciodată. Voi ați venit aici. Pe drumul diferit. Dar de acum încolo, voi veți merge împreună pe același drum. Pe același drum. Pe drumul acesta nou, s-ar putea uneori să fie greu să vezi. Să fie greu să vezi. Atunci când privești într-o direcție greșită. Vedeți? Cei doi pe drumul Emausului mergeau pe un drum pe care probabil au mers de foarte multe ori. Un drum relativ scurt, 11 km, 10-11 km. Dar acum, cu străinul pe lângă ei, în discuțiile în care ei au intrat, pur și simplu, cel de lângă ei, partenerul de drum, ei nu puteau vedea, nu puteau cunoaște. Dragii mei, nu vă uitați la nimic în jurul vostru. La nimic în jurul vostru. Familia voastră este unicată. Voi stați aici și imaginea asta e ca un tablou, așa. Sunteți și frumos și o să iau și eu modelul ăsta să fac și eu, că am niște nunțe. Da? Și ăsta e un tablou unicat, să știți. Un tablou unicat pe care își pune semnătura Dumnezeu. Amin. Ei sunt opera lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Fiecare familie, felul ei, este unicat. Vorbeam nu de mult cu un tânăr care îmi spunea, știu că ar trebui să mă căsătoresc. Știu asta. Dar am așa o emoție, o reține. De ce? Păi, cunosc atâtea situații în care au falimentat. Și a spus, tu nu vei fi ca niciuna dintre familiile alea. Vei fi mai bine? Sau vei fi mai rău? Ca ăia nu vei putea să fii. Tu vei fi doar ca tine. Voi veți fi doar ca voi. Familia voastră. Nu veți fi ca alții și nu trebuie să vă uitați la alții. Luați de la tot ce este bun. Dar stabiliți-vă propriile reguli, principii și lucruri care să vă definească pe voi ca și familie. Știu, câteodată e greu să vezi. La un moment dat,
E greu să auzi? E greu să auzi. Când vorbește fiecare pe limba lui. Vorbește fiecare. Eram într-o vizită, într-o familie și la un moment dat, așa mi-a pus Domnul pe inimă, să explic soției că soțul este capul familiei. Și Dumnezeu i-a dat autoritate și ea trebuie să se supună. Și la un moment dat, mă uit la dânsa și spun, ați înțeles, soră? Se uită la mine și zice, auzi, măi, bărbate, ce zice pastorul? Și la care el răspunde, eu știu. Ce poftim, frate, răspunsul? El a zis că eu știu ce să spun. Și a rămas așa cumva lucru acolo. Uneori e greu să privești bine dacă privirea ta e ațintită tot pe mati. Ai vrea să fii ca nu știu care, ai vrea să tâmple ca la nu știu cine. Voi sunteți capodopera lui Dumnezeu. O lucrare unică. Voi nu veți fi ca nimeni, veți fi doar ca voi. E greu uneori să auzi. Domnul le vorbea. Și ei parcă nu auzeau nimic. Și frate Paul, să știi că lucrarea noastră ca slujitori a lui Dumnezeu e validată sau invalidată de felul în care predica noastră este auzită și este ascultată în familie. Poate de multe ori ne aud cei de lângă noi, dar nu ne ascultă nimeni. E o diferență între audiție și ascultare. Domnul vrea să fim ascultători. Ascultători. De auzit, auzim. Auzim predicile, auzim Scriptura, auzim mesaje, dar când e vorba să și ascultăm, adică să împlinim, să aplicăm, e mai complicat. Dragii mei, voi să răspândiți în orice loc. Mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Și nu uitați, acolo unde sunt doi, cum sunteți voi acum la început, sau mai târziu trei, în numele Domnului, Domnul este prezent și acolo. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Și casa voastră, căminul vostru, să fie cu adevărat un loc sfânt și binecuvântat de Dumnezeu. Față în față cu necunoscut. Omul e necunoscut. Drumul este neștiut. E greu să vezi, e greu să auzi. Și mai e greu ceva. E greu să întorci. E greu să întorci. Când toate semnele îți arată că ai greșit. Îți spun că ai depășit limita. Ideea e că unul trebuie să întoarcă. Cine întoarce prim? Păi, domne, ea a greșit. Eu sunt bărbat. Ea spune, nu, el a greșit. Și trebuie să-și are iertare. Care va face primul pas în reconciliere? Bine ar fi să faceți amândoi. Foarte greu și foarte complicat astăzi în familiile tine. Fiecare rămâne ferm pe poziție. Nu cedează. Nici unul nu vrea. Fiecare așteaptă ca celălalt să facă primul pas. Dragii mei, mândria este înaintea căderii. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă vreunul are pricină să se plângă de celălalt, iertați-vă cum v-a iertat și Hristos. Și iertarea înseamnă asumarea
vinovăției și efectiv să spui, îmi pare rău, iartă. Mi-aduc aminte de fratele Marcu Nechifor, ne spunea odată, că el, după ce s-a căsătorit mai târziu, dacă găsiți undeva cartea lui, și soția nu-și cerea iertare și chiar dacă era o greșeală evidentă, el tot timpul spunea, iartă-mă, iartă-mă. Și cineva spune, frate, tot spui iartă-mă. N-ai făcut nimic, zice. Așa o învăț pe ea să zică iartă-mă, dar ea mai repede plânge decât să zică iartă-mă. Dar câteodată e complicat să găsești așa niște cuvinte simple. Și e foarte interesant în experiența mea. Poate colegii mei au alte experiențe. Familiile în vârstă rezolvă mai greu anumite situații. Familiile tinere rezolvă mult mai repede o problemă atunci când apare, dacă știu efectiv să respecte pașa aceea. Să-și asume fiecare partea de vină, să-și ceară iertare, să spună te iubesc, să se roage împreună și să meargă mai departe. Nu vă complicați existența. Iosif le spunea fraților lui, la un moment dat când s-a descoperit și le-a dat niște daruri, le spune, să nu vă certați între voi pe drum. Să nu vă certați pe drum. Drumul acesta al căsniciei poate să fie un drum extraordinar. Dacă veți ști, să vi-l faceți. Nu vă faceți viața amară. Faceți-vă viața plăcută. Oferiți-vă unul celuilalt clipe frumoase. Spune-i te iubesc. Măcar o dată pe zi. Du-i flori. Îți plac florile. Eu duceam... Bine, atunci să-ți aducă ciocolată sau ce vrei tu. Eu duceam soției mele mereu flori. Până la un moment dat s-a prins. Eu îmi duceam mie flori. Că mie îmi plac foarte mult florile. Și acum, câteodată, îi duc flori. Faceți-vă clipe frumoase. Viața asta este uneori atât de complicată, atât de dură. Trăim într-o lume rea. Familia voastră, protejați-o. Și faceți-vă momente bucuroase, fericite. Clipe extraordinare puteți să trăiți împreună. Niciodată nu vă veți mai întâlni cu momentele acestea. Eu trebuie să spun te iubesc și să le fac momente frumoase la toate, că Domnul mi-a dat numai fete și trebuie să le spun la toate. Cine întoarce prim? Să nu fiți mândri și când ați văzut că e o problemă, recunoașteți, pocăiți-vă, și mergeți mai departe. Pentru că voi știți cel mai greu de pocăit, se pocăiesc. Pocăiți. Dar la voi să nu fie așa. Și toți care vor intra în casa voastră, să simtă, să întâlnească acolo parfumul lui Dumnezeu. Spuneam față în față cu necunoscutul omul, drumul, dar avem totuși ceva care se descoperă. Și acesta este Dumnezeu. Un Dumnezeu descoperit. Voi l-ați descoperit pe Domnul, pentru că amândoi sunteți copiii lui Dumnezeu. Și acum înțelegem, descoperind prin revelația lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte că Dumnezeu a fost Cel care a avut inițiativa familiei. Sigur, noi pastorii spunem, prima instituție creată de Dumnezeu este biserica. Dar ne uităm în Biblie și vedem familia și vedem și statul. Dumnezeu a creat fiecărui bărbat o femeie. Și astăzi vedem familia după regula lui Dumnezeu. Uniunea între un bărbat și o femeie. Așa a creat Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Doar acesta este normalul și uitați-vă cât de frumos
poate să arate. Dumnezeu i-a creat omului și un cămin în Eden și i-a dat autoritate. Soț, soție și copii. Este o rânduială biblică și voi o cunoașteți și trebuie să țineți la ea. Dumnezeu se descoperă prin Scriptură. Oh, sigur că astăzi aveți atâtea resurse la îndemână. Fiind niște copii bine pregătiți, voi aveți cursuri, voi aveți cărți, voi aveți experți. Aici, în București, sunt o grămadă de experți de acestea în relații și căsătorie și așa mai departe. Dar nu uitați, cel care știe cel mai bine cum funcționează familia, este cel care a făcut-o. E și normal. Dumnezeu a creat familia și întotdeauna puteți să apelați la Scriptură și să vedeți exact ce spune manualul de folosință al familiei. Și să mergeți la cuvânt. Tot ce aveți nevoie este scris aici, în cuvânt. Și noi îl mai descoperim pe Dumnezeu prin relații. Relația personală cu Domnul Iisus se va vedea și în relația voastră de familie. Să știți că atunci când apar probleme, dacă vă duceți pe vin înapoi, când omul se depărtează de Dumnezeu, când omul se răcește și nu mai are aceeași pasiune pentru Domnul, când nu mai citește Scriptura, când nu se mai roagă, când lipsește de la casa Domnului, o să vedeți că și relațiile din familie încep să se deterioreze. Țineți aproape de Domnul. Mențineți vie relația voastră cu Domnul. Chiar dacă spuneți, păi frate, păstor, nu ne-ai spus că unde sunt doi sau trei, Domnul e cu noi, păi și dacă noi într-o duminică, nu mai mergem la biserică. Că ne rugăm acasă și citim acasă și fratele poate să și predice acasă. Nu așa, frate. Nu așa, frate. Voi sunteți implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Nu aveți niciodată scuză să vă depărtați de Domnul. Stați lângă Domnul. Pentru că doar așa relația voastră va putea să fie sănătoasă, să prospere și să vă aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Depărtarea de Dumnezeu, depărtarea de casa Domnului, de cuvântul Domnului, va aduce și depărtarea între voi. Ei l-au descoperit pe Domnul. Când a dat binecuvântarea la masă. Și să nu uitați că oricât ați lucrat și oricât v-ați străduit și oricâte ați reușit să faceți voi, binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Amin. Și eu mă rog să experimentați binecuvântarea Domnului în fiecare zi. Și să-L cunoașteți așa pe Domnul. În dragostea Lui. Pentru că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine. Singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis tu. Pentru ei atunci a fost un pic târziu, dar după aceea s-au întâlnit cu Domnul. Pentru voi, astăzi să fie momentul în care să vă rededicați Domnul. Să redescoperiți dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Doar câtă vreme vă veți alimenta din sursa adevăratei iubiri, vă veți iubi unul pe altul. Pentru că cea mai frumoasă și cea mai importantă iubire e iubirea dumnezeiască. Amin. Și acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și chiar dacă oamenii fug de necunoscut, noi ne apropiem de El, ne apropiem de Domnul, pentru că știm în cine ne încredem. Chiar dacă omul are problemele lui, Domnul este Cel care îl prezintă cu adevărat. Stați lângă Domnul, vă veți descoperi unul pe altul. Drumul, dacă țineți calea Domnului, și nu uitați că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața.
atunci îl veți vedea pe el și vă veți vedea bine unul pe altul. Veți auzi cuvântul lui și vă veți auzi unul pe altul. Și atunci nu vă va fi greu să întoarceți când ați înțeles că ați greșit. Și să-l descoperiți mereu și mereu în dragoste și bunătatea lui pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Azi e o zi de sărbătoare, plin cu dos ne-am strâns. La bucuria voastră o floare să aducem și noi. Toți ne rugăm ca Domnul din ceruri să fie prezent aici, să vă unească pentru vecie prin Sfântul Legământ. Și nimeni niciodată în viață să nu vă poată despărți, să vă iubiți cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica Lui. Și nimeni niciodată în viață să nu vă poată despărți, să vă iubiți cum Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica Lui. Azi e o zi de sărbătoare, trecut toți ne-am strâns. La bucuria voastră o floare să aducem și noi. Toți ne rugăm ca Domnul din ceruri să fie prezent aici, să vă unească pentru vecie prin Sfântul Legământ. Și primele capul soției, așa cum Hristos este capul bisericii, trupul al cărui mântuitor este El. Și așa cum biserica îi se supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să li se supună soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. La fel trebuie să-și iubească soții soțiile, și anume ca pe trupurile lor. Cel care își iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, așa cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama
și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Totuși, fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. Amin. Amin. Iată, poate mai clar în traducerea aceasta, ceea ce auzeam mai devreme, cuvintele care ni se păreau că nu sunt ale noastre, sunt din Evul Mediu și nu le primim. Această supunere imperativă pe care gândirea modernă parcă o respinge tot, dar sensul acesta este. Și dacă ați observat în text, sunt trei cuvinte care se întâlnesc mai des și anume Hristos, iubire și respect. Și Paul este chemat să își iubească și să-și respecte soția sa, Ozana. Și Ozana este chemată să-și respecte și să-și iubească soțul său, Paul. Și amândoi să găsească resurse pentru acestea în Hristos Domnul lor. Pentru că resursele naturale adeseori se termină și trecem prin perioade aride, prin pustie, prin adversități și avem nevoie de asemenea resurse și ele întotdeauna sunt în Dumnezeu. Dacă avem o relație personală cu El și cred, așa cum s-a spus, ei au și vor lucra la această relație și le dorim din toată inima să aibă libășul, dragoste și respect în căsnicia lor. Amin. Amin. Acum o să îi rog să se ridice. Haideți să ne ridicăm cu toții și înaintea lui Dumnezeu și a tuturor, te întreb, Paul, din dragoste, iei în căsătorie pe Ozana? Da. Făgăduiești ca prin Harul Divin să o iubești, să-i fii credincios și să-i fii suport la bine și la rău până când moartea vă va despărți? Da. Așa, să-ți ajute Dumnezeu. Amin. 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 Înaintea lui Dumnezeu și a tuturor, Ozana, te întreb, din dragoste, iei în căsătorie pe Paul? Da. Făgăduiești ca prin Harul Divin să îi fii credincioasă, să îl iubești și să îi fii suport la bine și la rău până când moartea vă va despărți? Da. Așa, să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Și pentru că această legătură sfântă, solemnă, de aur, este arătată în mod simbolic prin verghete, în momentul acesta îi rog să-și pună verghetele și acest simbol, cercul, prin însăși forma sa, arată că este un spațiu din care au intrat și n-au cum să mai iasă decât atunci când Dumnezeu îi va chema din lumea aceasta. Și mă rog ca Domnul să îi ajute să rămână așa, uniți în dragostea Lui, totdeauna. Amin. Amin. Dragii mei, aș vrea acum să ne rugăm și noi vom rămâne ridicați. Invit pe ei să se așeze aici, pe genunchi, în fața celui tău. Plecăm inimile înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru atotputernic, sfânt și plin de îndurare, te lăudăm pe Tine, Creatorul celor văzute și nevăzute și al acestei minunate lucrări care este familia, cununa creației Tale. Doamne, îți mulțumim că ai reactualizat-o într-un mod atât de frumos.
binecuvântând acești tineri cu uniunea a ceea ce Tu ai creat să fie, și anume căsătoria. Și îți mulțumim, Doamne, pentru bucuria care le-ai făcut-o, pentru bucuria care ai făcut-o părinților lor, prietenilor lor și bisericii. Și îți mulțumim că ei au venit astăzi înaintea Ta să ți se închine și să te laude și să primească binecuvântarea Ta. De aceea te rugăm în numele Domnului Hristos să dăruiești binecuvântarea Ta acestor suflete. Doamne, pune în ei Duhul Tău și puterea Duhului Sfânt ca să-i călăuzească și să-i lumineze, să-i înțelepțească pentru a face voia Ta și pentru a împlini cuvântul Tău în viața lor, în relația cu Tine și ca și soți pe parcursul căsătoriei lor. Te rog, Doamne, să le dai răbdare, să le dai înțelepciune și să le dai dragostea Ta care să-i ajute să facă din casa lor un colț de rai și să se reverse și asupra altora. Ajută-i să găsească în Tine în permanență resurse atunci când vor veni adversitățile și vor trece prin dificultăți. Dă-le biruință în toate ispitele și ajută-i să se iubească unul pe altul, să-și fie credincioși și să-și fie suport în dragoste și prin Duhul Sfânt, la bine și la rău, până când Tu vei chema din lumea aceasta. Binecuvântă-i, Doamne, cu sănătate și, la vremea potrivită, cu prunci sănătoși, de care să se bucure să fie o binecuvântare pentru ei și ceilalți. Te rog, Doamne, să le dai putere să slujească cauzei Tale, numelui Tău, lucrării Tale și să fie o bună influență în jurul lor, între semenii lor, între tinerii din această biserică. Doamne, te rog să-i binecuvintesc cu puterea luminii cerești și a mărturiei Evangheliei acolo unde-i așezat. Și ajută-i, Doamne, să aducă rod pentru slava Ta, arătând pe Hristos și altora care au nevoie de mântuire. Doamne, fie binecuvântarea Ta și peste familiile biologice din care au venit, ca să le fie cu înțelepciune, suport și sfătuitori în dragoste. Doamne, binecuvântă Tu pe toți cei ce au fost astăzi în casa Ta, cu harul împlinirii cuvântului Tău și ajută-ne, Doamne, ca și familii să împlinim voia Ta, fiecare dintre noi în familiile noastre, iar tinii care sunt aici, binecuvântă-i pe fiecare cu familie în Tine, familie binecuvântată de Tine. Mulțumim, Doamne, că ne asculți, mulțumim că vei lucra și mulțumim că Tu vei da răspuns rugăciunile noastre, pentru că le înălțăm către Tine în numele Domnului nostru Iisus Hristos și Te lăudăm de acum și până în veci, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Pe baza legământului solemn, încheiat înaintea lui Dumnezeu, în cadrul acestui serviciu divin de cununie și înaintea tuturor, și pe baza certificatului de căsătorie eliberat de ofițerul stării civile, am bucuria să vă prezint cea mai tânără familie a bisericii noastre, Codrea, Paul și Ozana, zicând împreună cu dumneavoastră spre întărire imperativul cristic. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Amin. O să ne așezăm. Și în timpul acesta, pe fondul lor frumoase acorduri, mirii se vor îndrepta către ușă. Și dumneavoastră, noi toți, îi vom putea felicita la ieșire, urmând ca apoi să ne îndreptăm către locul unde va urma cea de-a doua parte a bucuriei acestei nunți la restaurant. Vă mulțumesc tuturor participanților!